Salutare! Mă tot mobilizam eu să scriu și să înregistrez de ceva timp clipul cu cele 7 motive pentru care să construiești în 2020. La cât de mult avânt au luat șantierele de case, nu cred că încă un motiv în plus pe lângă fuga din orașe mai era necesar. Studiile și statisticile confirmă ceea ce știam deja din istorie. În pandemii și o vreme după, oamenii fug din aglomerările urbane. Cei mai mulți o fac în pripă, din goana calului, fără prea multe socoteli, în afară de una simplă. Ne permitem? De aceea începem cu primul motiv. Nu te apuca de construit din impuls. Te-ai întrebat dacă nu cumva te grăbești prea tare? Nu sunt mama sau tatăl tău. Dar, din păcate, singura întrebare importantă pe care și-o pun constructorii pe cont propriu e cea legată doar de buget. Și nici acolo nu sunt suficient de realiști, pentru că întrebarea primește un răspuns mai degrabă emoțional și nu unul rațional. După lunile de izolare, mintea celui mai serios cap de familie nu mai face nici a cele mai chibzuite socoteli. Și uite așa vom vedea peste 2-3 ani alte mii de șantiere neterminate pentru case în care ar fi trebuit să crească frumos și să trăiască familii de oameni porniți la drum cu cele mai bune intenții. Cu cele mai bune intenții nu umpli însă nici coșul, nici rezervorul și nici nu plătești facturile șantierului. Între timp și căsnicia ajungi să simți că scârție. Petreci mai puțin timp cu copiii ca niciodată, la muncă nu mai faci performanță și încă nu am intrat în discuția despre criza economică pe care o tot amânăm de câțiva ani. Sunt optimist de fel, dar nici eu nu aș construi în 2020 fără un plan serios, unul în care nu doar terenul și casa la roșu sunt acoperite de economiile familiei, pe principiul să o ridicăm și să o închidem până la iarnă și mai vedem la primăvară. Ce chiar credeai că te muți până de Crăciun cu totul finalizat, fără sârme atârnând din tavan, camere neterminate și o curte răvășită? Pandemia nu este doar un declanșator pentru decizia de a construi o casă pe pământ, ci și un accelerant al unor decizii de acest fel, amânate probabil de mai mult timp. În ciuda textelor motivaționale inutile despre procrastinare, amânările nu sunt mereu greșite. Chiar așa, câte dimineți de luni ți-a rezolvat Gary Vee cu motivaționalul lui? Look yourself in the mirror and ask yourself, what do I want to do every day for the rest of my life? De multe ori, timpul ia decizii mai bune chiar în locul nostru. Amânările prea lungi și greșite sunt cele care implică lucruri cu adevărat urgente, nu neapărat cariera. Iar urgent, acum, este să fii în siguranță. Tu și familia ta. Și siguranță înseamnă lucruri de bază, ca hrană și tratament medical în caz de nevoie. Că nu ai vrea să cazi tu sau cineva important pentru tine la pat. Și să nu ai bani de șpăgi, tratament medical de urgență. Pandemia încă nu a lovit cu putere maximă până acum, septembrie 2020 când înregistrăm noi, ba chiar mă aștept la scene greu de crezut la porțile spitalelor prin iarnă. Poate tu crezi că vei scăpa doar pentru că ești optimist și îți doresc să fie așa. Însă toate prognozele și experiențele anterioare ale umanității arată că vom trece prin pandemie nu doar cu anxietate, ci și cu traume fizice ale noastre sau ale unor apropiați, de care ne pasă, oricare ne sunt în grijă. Unde ai vrea să fii într-o astfel de situație? Cum ai vrea să fii? În ce stare financiară? În ce stare fizică sau psihică? Te întreb pentru că un șantier scoate din tine și ce nu știai că poți, dar și ce nu voiai să afli. Ți-am captat atenția? Atunci să începem. Iată 7 motive să nu construiești încă sau cum să construiești pentru motivele corecte, dacă preferi varianta optimistă. Dacă mai e ceva optimist în 2020. Așadar, nu construi dacă nu ai investit în documentare, cercetare de piață, cel puțin 1000 de ore. Cum adică? Încerc să te conving să te gândești măcar un an și să cercetezi piața și soluțiile de construit pentru un an cel puțin la modul serios, cu cel puțin 3 ore pe zi investite în articole, cărți, vizionând clipuri de specialitate, făcând vizite în șantiere. Dacă ți se pare prea mult, înseamnă că nu ești pregătit cu adevărat pentru ce urmează, pentru că e departe de greul din șantier. Am văzut femei alăptând care au venit să-mi vadă șantierul, spre exemplu, doar pentru a-și completa cunoștințele necesare pentru viitoarea lor casă. Știau mai multe detalii decât mulți meșteri. Știau exact ce vor să afle și puneau întrebări tehnice ca un specialist. Totul în pauza de prânz a soțului adus cu japca de la serviciu. Trebuie să înveți să vorbești și tu ca un specialist, ca să fii luat în serios
de specialiști și specialiști. Nu, pozele frumoase de pe Instagram și Pinterest cu case de vis nu se califică la documentare. Acelea sunt doar pentru divertisment. Îți pot da și ele câteva idei mărunte, dar proiectul tău va arăta radical diferit după ce vei discuta cu arhitectul. Așa că, momentan, concentrează-te pe întrebările de bază. Întrebarea pe care ar trebui să o punem de fiecare dată și cu care începe orice discuție despre un proiect de casă este: cine va trăi în această casă? E casa unui burlac? Ce faci cu ea dacă apare o soție? Dar un copil? Dar doi? În clipul anterior spuneam să nu construiești nici măcar în primul an de căsnicie sau de relație. Nu știi ce fel de om e cel sau cea de lângă tine. Până nu treceți împreună prin primul an de căsnicie, prima naștere, șomajul, boala, caracterul și relațiile se testează acum. Vom vedea creșteri la divorțuri după pandemie, sunt sigur. Acum multe cupluri sunt împreună la greu și poate asta le va uni. Sau poate le va confirma că nu se potrivesc, că s-au legat fără să se cunoască suficient. De aceea e important să știm pentru cine construim casa. Pentru că e o prostie să faci o casă prea mică sau prea mare. Șantierul acesta trebuie să merite și să fie suportabil ca să fie dus la bun sfârșit, iar la final să nu se încheie cu un partaj sau un faliment. Așadar, nu construi dacă nu știi exact pentru cine o faci. Pentru că abia apoi vei putea răspunde la întrebări și mai complicate, cum ar fi: ce fel de oameni sunt locuitorii casei tale? Ce stil de viață au? Sau cum vă așteptați să vă petreceți timpul în această casă pentru cel puțin 10 ani de aici înainte, până la prima renovare importantă, o reamenajare sau poate o demolare parțială? Acestea sunt întrebări importante pentru că ele definesc cu adevărat costul investiției și durata și o vor justifica. Îți vor da motivație. Nu vrei să faci o casă pentru că tu visezi că o să-ți placă să stai pe balcon să vezi pădurea. 99% din balcoane nu sunt folosite cu ani, aproape niciodată, sau doar pentru că vrei să ieși undeva afară mai ușor în caz că ajungem iar la izolare? Merită zeci sau sute de mii de euro acest confort fără să iei în calcul riscurile? Îți spun sigur că dacă nu ești deja avansat cu șantierul, ce vorbesc eu, dacă nu ai deja ferestrele montate și dacă nu ai intrat deja la finisaje în octombrie, sunt slabe șanse să te bucuri de casă anul acesta. Ești mai ieftin în acest caz cu o chirie dacă găsești o casă gata făcută, decât să galopezi printr-un șantier fără niciun plan. Știu inclusiv constructori care au adus preotul la șantier să prindă Crăciunul în casă nouă. Nu aș paria pe intervenția divină, ci aș pune mai degrabă Excelul la treabă. Sau și mai bine, rezistă în apartamentul actual până la primăvară, dacă Sigma nu dă cu plus în Excel. Sunt prea multe incertitudini în fața noastră pentru următoarele 6 luni. Așa că rezistă dacă poți, ori ia o chirie într-o casă gata făcută și reevaluează-ți planul de construit prin 2021. Nu construi dacă nu ai certitudinea că poți finaliza șantierul cu resurse din prezent. Motivul acesta e mai degrabă un pont decât o veste proastă. Nu construi astăzi dacă vrei să o faci mai ieftin în 2021-2022. Da, mă aștept la o contracție a pieței imobiliare în următorii 2 ani, cel puțin. Nu e o criză încă sau nu e una obișnuită, mi-au confirmat-o suficienți oameni din industrie. Trebuie să acceptăm un fapt rece și dur. Vechiul normal nu mai există, iar odată cu el s-au dus și bugete, venituri și salarii în multe industrii. Deși avem senzația că sunt bani încă destui în piață, insist să nu ne îmbătăm cu apă rece. Cei mai mulți dintre noi am câștigat deja în 2020 mai puțin decât în 2019. E sigur că 2021 va fi un an mai bun sau măcar la fel de bun? Fă o pauză și fii sincer cu tine. E sigur că 2021 va fi măcar la fel ca 2020? Nu? Pentru că nici eu nu mă aștept la mai bine. Nici o industrie, nici cea auto, agricultura, IT-ul, comerțul, nici turismul nu au avut un an care să le dea motive să facă investiții sau prea multe angajări. Așa că nici banii tăi nu se vor înmulți. Dimpotrivă. Cei mai mulți se bucură că își pot păstra jobul și își pierd curajul de a cere măriri salariale pentru că nu prea mai găsești un loc călduț sau o leafă și mai bună. Ce să mai spun de șomajul tehnic? Câți români au toate veniturile la vedere astfel încât să se bazeze pe 75% din salariul de pe contract? După ce că salariile la noi erau oricum printre cele mai mici din Europa,
dar creșteau totuși lent în ultima vreme, acum iar vor amorți. Ce vorbim de amorțit, o să ne mai și taie entuziasmul iarna asta, când vine frigul care va deschide robinetul unui duș rece imediat după alegeri. Anul electoral se termină pe la Crăciun și mai vedem cum vor da vina tot pe pandemie și greaua moștenire când vor introduce tradiționalele măsuri de austeritate pe la Sfântul Vasile. Că doar nu o să dăm noi drumul la investițiile alea mari și importante fix când e nevoie de ele. Cum au stat votanții fără centuri și autostrăzi, spitale și școli noi, mai stau încă un mandat. Să avem ce să le promitem și data viitoare. Gata, gata, mă opresc, să revenim la punctul cu amânarea investiției pentru 2021-2022. Dacă guvernele din vestul Europei continuă și ele la fel ca noi, sunt șanse ca în criză românii să plece mai puțin pe afară sau să reîntoarcă de unde au plecat, iar frica justificată de pandemie să-i mai țină aproape de familie în țară. Dacă se vor dezmorți aceste țări înaintea noastră, știm cu toții unde pleacă jumătate din prietenii noștri. Deocamdată am semnale din piață că e ceva mai ușor acum să găsești meșteri decât anul trecut. Poate și mai bine la anul. La șantierul meu, în plină creștere economică, prin 2017, a fost infernal. Am ajuns să apelez la Ovidiu Țifui în Cluj pentru că nu găseam specialiști în instalații disponibili în București. Pentru finisaje sau pavaje am căutat oameni săptămâni întregi. Tâmplăriile au întârziat cu lunile. Acum poți găsi ușor electricieni buni sau chiar finisori. Împreună cu Sergiu, spre exemplu, am reușit să facem două echipe de migală cu băieți buni. Cei mai mulți întorși din vest. Și Tudor Alexe, inginerul nostru de electrice, îmi spune la fel că în sfârșit ajunge la zi cu șantierele de electrice. Și găsește și oameni. Da, piața imobiliară duduie încă, însă nu peste tot. E o bulă pe terenuri în suburbii creată de orășeni care fug din aglomerație. Dar chiar și bula aceasta nu va dura la nesfârșit. Terenurile bune cu utilități la asfalt s-au scumpit deja enorm. În multe locuri, mai ales în nordul Bucureștiului, s-au dublat sau triplat în ultimul an. Oricât de motivați sau disperați ar fi orășenii, nu cred că își vor permite tot să dea peste 25-30 de mii de euro pentru un petic de pământ de măcar 500 de metri pătrați. Mai multe despre asta imediat. Da, motorina e ceva mai ieftină momentan, iar asta ajută la scăderea costurilor șantierului. Dar cimentul, fierul, tâmplăriile sau termosistemele nu cred că se vor ieftini, cel puțin nu suficient cât să conteze. Stocurile sunt încă date peste cap în cele mai multe fabrici și depozite, pentru că fabricile nu pot lucra la capacitate, nu au oameni toate și sunt blocate chiar de pandemie. Așa că prețuri mai bune poate la anul dacă vom vedea ceva. Mi-e teamă că vom vedea din nou invazie de produse turcești, mult PVC și tablă vopsită prost, după ce abia începuserăm și noi românii să fim deschiși să construim cu materiale mai naturale sau premium, aluminiu, țiglă, lemn sau piatră. Dacă nu te-ai enervat sau deprimat încă, mai bine să trecem la următorul motiv să nu construiești încă. Nu te mulțumi cu un teren mai mic de 800 de metri pătrați pentru casă, ba chiar 1000 de metri pătrați ar trebui să fie minimul, iar lotul cât mai pătrățos de preferință. Mai bine amâni să iei o casă ori să o construiești pe o palmă de pământ. Ce rost are să te muți la casă dacă parchezi încă în drum sau tot pe trotuar, deși nu ești într-un oraș aglomerat, fără parcări? Nu că ar fi normal acolo, în oraș, dar în București încă poți da vina pe lipsa de viziune a primăriei. Mi se pare lipsit de bun simț și de respect, inclusiv autorespect, să-ți lași mașina în afara curții la tine acasă, în suburbii sau în satele din jurul marilor orașe. Străzile din sate și comune sau din cartierele rezidențiale nu sunt bulevarde și 99% nu au parcări la liber, pentru că fiecare metru pătrat e scump și nu a venit gratis de la primărie. Străduțele acestea înghesuite trebuie lăsate libere, nu doar pentru pompieri sau mașina de gunoi, ci și pentru copii sau mame și bunici. Doar pentru ei te-ai mutat la casă, nu? În lipsa unor parcuri sau locuri de joacă, pentru că vei descoperi curând cât de slab gospodari sunt primarii și la acest capitol, străduțele devin locuri de joacă. Și asta e ok. Tu unde te jucai în copilărie? Unde ți-ai făcut prieteni? Unde jucai prinselea și v-ați ascunselea? De aceea cred că străduțele le pot da șansa celor mici să-și facă prieteni cum făceam și noi când strada era mai des folosită de oameni. Și nu era doar o parcare. Insist să cred că în sufletul tău cel mai probabil ți-e dor de copilărie când pleci din oraș. Ți-e dor de curtea de la bunici sau de joaca dintre blocuri cu ceilalți copii cu cheia de gât. Sunt sociologi care spun că străzile fără mașini parcate la bordură
devin mai repede comunități unite dintr-un motiv simplu. Ajungi să te vezi și să vorbești mai degrabă cu vecinul dacă nu te desparte un zid din mașini parcate între voi. Mașinile sunt ca niște ziduri care ne despart și strică orice fel de joc. Trecem unii și alții de o parte și alta a lor și suntem mai puțin predispuși să intrăm în vorbă, dar rămite să batem mingea, că este vecinul ăla care știi tu. Nu te muți din oraș doar pentru aer și liniște, ci și pentru că vrei să trăiești într-o comunitate, să te cunoști cu vecinii, să-ți poți lăsa copilul fără teamă afară la joacă. Iar joaca ar trebui să se întâmple nu doar pe stradă, ci și în curtea ta. Amintește-ți încă o dată de curtea bunicilor. Curtea aceea era mai interesantă decât casa, în primul rând, pentru că era mai mare decât casa. Nu spun că ar trebui să visăm la curți de mii de metri pătrați, cum au cele mai multe case țărănești, ci la tifundieri țăranii ăștia din vechime pe lângă noi. Apropo, dar nici curticele de 10 pe 5 sau 10 pe 10 unde nu ai loc nici de un chef, nici de parcare, iar copilul tău se va simți ca un iepuraș într-o colivie. Și tu și vecinii nu doar că veți ști de fiecare dată când vă certați sau când faceți grătar și de care fel, dar ar trebui să poți trage un vânt fără teama că va fi mirosit de după gard. Poate nu am eu cele mai potrivite glume, dar insist că viața la casă trebuie să însemne și intimitate, un spațiu în care să nu te simți tot timpul spionat de vecini securiști. Și cred că nici tu nu vrei să auzi chestii din viețile celorlalți care nu te interesează și nu sunt treaba ta. O curte la casă trebuie să fie loc de relaxare, de joacă, de făcut sport, de făcut plajă, inclusiv topless. Un loc cu tufe, flori și pomi fructiferi. Nu parc și nici livadă neapărat, dar măcar destul loc cât să nu te simți ca la bloc. O casă fără o curte decentă și loc de parcare este tot un apartament, doar că puțin mai mare și direct pe pământ. Cu toate dezavantajele casei și ale blocului la un loc. Da, mă refer la hidrofor, centrală termică, dat o zăpezie și curățenie, spre exemplu, dar tot lipsă loc de parcare și grădină. Nu te lăsa păcălit. Viața la casă e mai mult și merită să fie mai mult decât la bloc. O casă bună e accesoriul unei grădini bune. Meriți să te bucuri de natură, de intimitate, de liniște. Le vei descoperi cu adevărat abia după o vreme dacă nu ai copilărit într-o casă. Nu sacrifica grădina doar pentru un preț mai bun la teren sau de lene. O să-ți placă munca asta pentru că te va relaxa și e mai ieftină decât terapia psihologică. Mai bine o casă mai mică, mai bine mai strângi bani decât o casă decentă fără o curte pe măsură. Nu construi încă dacă nu o poți face sustenabil și cu respect pentru mediu. Pentru cei mai mulți o să pară un motiv de lux să te mai gândești și la mediu dacă ție abia îți ajung banii să faci casa pe stilul clasic. Mult beton, blocuri ceramice, polistiren și tâmplărie din PVC înțepenită cu spumă. Mi-e greu să înțeleg cum oameni care nu-și permit o casă mare și nici nu au nevoie de atâtea etaje, să mai preocupați de numărul de balcoane și garajul subteran decât de impactul pe care casa lor îl va avea asupra mediului. Să construiești înseamnă și să poluezi. Nu doar în timpul șantierului, dar mai ales după finalizarea lui. Ești sigur că era nevoie de atât de mult fier și beton? Bunicii noștri nu aveau nevoie de buncăre supraetajate. Lemnul, lutul, paiele, tabla fălțuită sunt doar câteva idei încă greu de bătut de noile tehnologii. De multe ori am impresia că ni se vând cele mai proaste produse pe care suntem dispuși să dăm banii. Aud inepții cu băgat șina de tren în fundație sau tonele de fier băgate în plus ca o garanție a siguranței la cutremur. Oameni buni, casele grele sunt cele mai lovite la cutremurile de la noi. Indiferent de grosimea zidurilor, o casă pe parter și cel mult mansardă nu prea are cum să pice. 3 săptămâni a lucrat un inginer la casa mea pentru a reduce aceste cantități și mai mult. Altul a optimizat poziția ferestrelor pentru aportul solar, spre exemplu, pe timp de iarnă. Casa a ieșit mai ieftină așa. E mai ușoară și va sta în picioare la 3 cutremure majore înainte de o minimă intervenție la colțarii de oțel. Nu are beton și fier în afară de șuruburi, nicăieri peste fundație. Nu a crăpat, nu scârție mai deloc de 3 ani. Da, lemnul este o soluție mult mai sustenabilă. Lemnul exploatat din păduri plantate pentru așa ceva stochează CO2 în loc să producă și mai multe gaze cu efect de seră pe tot lanțul de fabricație. Casele de lemn nu distrug păduri, ci salvează resurse. Aș putea continua cu 10 de exemple. Dar pentru astăzi am să rezum totul la un sfat simplu.
Cu cât poți aloca din buget mai mult pentru a face casa sustenabilă, cu atât vei câștiga imediat și pe termen lung. Mă refer și la sănătate, dar și în buzunar, acolo unde suntem mai întâi atenți, cel puțin în România. O casă cu tehnologii pasive te ține mai sănătos și economisește banii în timp ce ajută planeta. Nu o distruge și mai mult. Dacă nu ți se pare urgentă planeta, uită-te în ochii copilului tău și gândește-te dacă ai făcut tot ce a depins de tine astăzi, pentru că mai târziu regretele tale vor fi tardive. Mulți părinți vor trebui să dea socoteală în fața copiilor lor pentru lejeritatea cu care au poluat până acum. Știu că abia am scăpat de comunism și că sustenabilitatea pare o fiță, dar nu este așa. În astfel de vremuri complicate, îmi dau seama cât de important a fost să nu mă zgârcesc unde contează. Și acasă, și aici la Hub. În loc de versace pe pereți, candelabre și marmură, am ales panouri solare, pompă de căldură, instalație de ventilație cu recuperare de căldură. Încălzirea și răcirea casei sunt mai ieftine decât întreținerea unei garsoniere de bloc. În plus, merg gratis cu mașina de un an și jumătate. Totul fără fum și cu minimum de poluare. E un stil de viață nou, modern, dar insist că poate fi încercat de toată lumea, puțin câte puțin. E mai bine și mai economic pe termen lung pentru noi toți să țintim spre casa pasivă. Nu trebuie să faci totul ca la manual, nu deodată. Nu trebuie să cheltuiești pe cele mai avansate tehnologii și nici neapărat pe o certificare. Fă-ți temele și vei descoperi că se poate mai ieftin decât crezi. Se poate azi, dar trebuie să gândești așa tot proiectul. Vei câștiga o casă și o viață mai bune decât ai visat. O casă pe care o să vrei să o păstrezi pe termen lung. Pentru toate acestea, însă, e nevoie de un om important care să facă față la peste 100 de executanți care vor trece prin șantier și prin neuroni. Acel om ești tu. Despre secretele murdare ale șantierului am mai vorbit într-un alt clip pe care te încurajez să-l vezi de asemenea. Linkul este în articolul de pe site. Ultimul motiv, nu doar ca să ne iasă 7 la număr, este... Nu construi până nu ai pus în calendar pe zile exact cum se va desfășura șantierul sau cum visezi tu că se va întâmpla, că oricum vei depăși, dar măcar să ai un reper. Până nu ai contracte semnate cu toți cei implicați, de la fundație până la acoperiș, proiect de arhitectură cu detalii de execuție, materiale rezervate cu avans plătit și termen de livrare, autorizații valabile, apa, canalizarea, curentul și internetul trase până la gard, cel puțin o cameră de supraveghere pe șantier și destule zile de concediu, știi sigur că ai început prea devreme. Cuvântul cheie este Gantt. Caută pe internet variante gratuite sau plătite care ți se potrivesc. Uite, îți las 3 linkuri în articolul de pe casebune.ro. Ai link în descriere. În esență, toate te vor ajuta să vizualizezi în orice clipă în ce stadiu este fiecare etapă, cât te costă, cine întârzie și de ce și mai ales dacă te muți până de Crăciun. N-o să se întâmple, dar e bine să speri. Destulă teorie pentru astăzi, sper că te-am ajutat să-ți ordonezi puțin gândurile și planurile. Dacă te ajută acasă, dă vina pe mine pentru schimbările de strategie și spor la documentare. Dacă ți-a fost de folos și clipul de astăzi, știi ce ai de făcut? Dă-mi un like, un share să vadă și prietenii tăi care poate s-au pornit la construit și un subscribe dacă nu ai făcut-o deja în comunitatea celor care încearcă măcar să facă de fiecare dată case bune.